Suntem la Medica TV, uite aici. Suntem la Medica emisiunea Vet. Medica Vet. Așa, cu domnul doctor Ștefan Aurelian, care se ocupă de foarte multe lucruri și o să aflăm lucruri interesante. Ne povestești puțin despre asta? Este simplu. Noi, cât am vrea noi, doctorii, să ajutăm, sigur, putem să facem la scară micro. Nici nu ne trebuie publicitate, nu vrem nimic. Sunt foarte multe lucruri pe care le facem și le postăm. Dar în momentul în care lucrurile iau o scală, dacă vreți, națională, în momentul în care angajăm oameni, vorbim de destine, de toate felurile, oameni, animale, trebuie să apelăm la ajutorul oamenilor, să vină alături de oamenii care fac ceva, se fac tratamente, sterilizări gratuite, se salvează vieți de-a binelea. Proiectul în sine se numește Homeless Animal Hospital. Există și o pagină de Facebook, dar există și un grup în care lucrurile merg mai repede. E, planul final, până când mă pensiona eu, așa? Care cât mai e? Mai e ceva, așa, până când vreau să facem 7 spitale, cel puțin în țară și unul la Chișinău, că mi-a rupt inima Chișinău, când am fost în martie și am sterilizat 120 de animăluțe la Chișinău și vrem să ne întoarcem. Deci planul este să facem 7 spitale regionale cu profil social, la Timișoara, la Iași, la Cluj, profil la Constanța. Social înseamnă că poate să vină oricine, cu profil social de pe înseamnă oriunde, că dacă... Și că dacă n-are bani... Nu contează. Asta e problema. Așa, n-ar trebui făcute 7 spitale regionale și pentru oameni, la fel, în același regim? Dragă Marius, sunt foarte emoționat. Da, dar noi, știți ce se întâmplă? Fiecare se ocupă de bucata lui. Noi care suntem cu animăluțele, noi mergem cu animăluțele. Deși... Ne doare inima, stați un pic. Noi stai, o să trebuiască și noi de partea cealaltă să ne ocupăm. Nu mă înțelegeți greșit. Lucrurile sunt împreună. Dacă tragem animalele în sus, tragem și oamenii în sus. E clar. Convins. Deci să ne fie... Și dacă tragem oamenii în sus și animalele merg în sus. Deci lucrurile sunt conectate. Trebuie să mergem împreună. Nu e că știi cum e. Aolo, iubiți căței și oamenii da, mor. Da, nu e, domnule. Nu e adevărat. E o prostie. Bineînțeles că e o prostie. Dacă, pe dacă ridici un pai de jos, dacă ridici un pai de jos, ai schimbat lumea. Trebuie să fii să vezi. Dar o să vorbim despre spitalul ăsta și o să vorbim despre multe altele în, la Medica Vet. Da, suntem la Medica TV, dar suntem la Medica Vet. Medica Vet. Gata, ceau, noi ne apucăm de registrare. Bună seara, dragi prieteni! Astăzi este o ediție specială. Avem invitat un actor mare. Și vă spun, vă destăinu că am emoții. Este vorba despre Marius Manole, un actor pe care îl vedeți în foarte, foarte multe piese de teatru și nu putem decât să fim bucuroși că l-avem la Medica Vet în această seară. Este unul dintre mari activiști, mari luptători pentru drepturile animalelor și îi spun bună seara. Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Trec peste formalități. Marius, aș vrea să îți spun așa, dacă n-ai fi actor, da. Ce ai fi? Ce ai vrea să fii sau ce crezi că ai fi fost dacă n-ai fost actor? Da, multe lucruri mi-ar plăcea să fac. Bine, când eram mai tânăr spuneam, acum am 40 de ani, dar când eram mai tânăr spuneam că nu pot decât, eu n-aș putea să fiu permeasă decât actor. Dar între timp, pentru că mi-am dat seama că sunt atâtea lucruri pe care le poți face pe fața pământului și dacă ești sănătos, poți să faci orice, absolut orice. Să știi că asta, pasiunea pe care o ai tu, mi-ar fi plăcut să fac asta, mi-ar fi plăcut să fiu medic veterinar, mi-ar fi plăcut foarte tare să fiu medic, deși mi se pare mult mai greu decât medicina cealaltă, tot timpul ne glumim cu prietenii, spunem, domnule, un om că merge, spune că îl doare aici, că zice, mă ține aici, m-a tras aici, am stat în curent, am asta, pe când un animal nu prea poate să deschidă gura și atunci trebuie să fii, habar n-am, trebuie să fii mai mult decât un medic veterinar, cred că trebuie să fii un soi de medium, un soi de ceva, nu știu ce. Dar mi-aș plăcut să fiu medic veterinar, mi-ar fi plăcut să am bani mulți, cui mi-ar fi plăcut să aibă bani mulți, dar mi-ar fi plăcut să am o mașină încât să pot să fac numai să mă dedic cauzelor. Bau, să știi că tot timpul aud lucrul ăsta că, păi da, iubiți animale, mi-au scris pe Facebook, iubiți animale, dar oameni de oameni nu vă pasă. E o prostie mai mare ca asta, foarte rar auzi. Dacă îți pasă de animale, nu înseamnă că nu îți pasă de oameni. Mie, dacă eu aș avea foarte mulți bani, m-aș implica în cauze și destinate oamenilor și destinate animalelor și așa mai departe. Păi eu cred că nu e... Noi încercăm, ne-am obișnuit să fim stăpâni pe planeta asta. Da. Domne, oamenii și restul
nu știu, nu. Păi nu, cu atât mai mult cât uităm și ne mai aduce aminte. Știi ce ne aduce aminte? Ne aduce frecvent aminte că nu suntem stăpâni pământului? Natura. Natura, când vine cât o furtună de aia de ajungem să ne rugăm la Dumnezeu să ne salveze, când dă cât o inundație de tot ce ai agonisit și pe ce te-ai bazat și pe ce ai știut și ai strâns și rămâi doar tu într-un pericol și atunci îți dai seama că de fapt singurul lucru care contează pe lumea asta e să fii în armonie. Și cu natura, și cu animalele, și cu oamenii din jurul tău. E o lecție grea, dar e. Îți spun că, nu știu, parcă vorbești așa pe limba mea, spun că am așa, mi s-a făcut pielea de găină pe tot corpul. Eu asta încerc să fac, asta încerc să le explic oamenilor. Mă, oameni, nu sunteți singuri pe aici, nu sunteți stăpâni. Aurelian, să știi că noi cu toții știm lecția asta. Și eu cred, ba da, mulți oameni, toți o știm, doar că unii o uităm. Unii o uită, unii de prea multe griji, alții dintr-un egoism prea mare, alții dintr-un... Adică sunt motive diferite și oamenii, ce am învățat eu și cu ce mă chinui să nu mai cert oamenii, pentru că tentația mea mare e să le atrag tot timpul, să spun, dar cum nu vedeți adevărul, dar cum te nu vă dați seama, că, dar nu vedeți cât suferă cățelul ăla sau homeless-ul ăla sau cineva. Da, și oamenii sunt, și atunci oamenii câteodată, dacă le vorbești cu drag, încep să deschidă ochii și să zic, da, e greu pentru tine, pentru că tu te lupți în fiecare zi cu asta. Eu nu sunt atât de lovit în fiecare zi. Sunt convins că tu vezi atâtea animale în suferință, alții văd atâția oameni și îți vine să mori și îți vine să tragi de oameni și să le spui, oameni buni, treziți-vă. Dar știi cum e, asta e, nu putem face totul pe fața pământului. Da, dar trebuie să facem puțin. Puțin. Pentru că toată lumea zice, dom'le, nu poți să schimbi lumea. Ba, fă un pic. Bă, un pic, frumos ai spus tu, că dacă iei un pai de jos, da, care încurcă pe... Da, poți să iei, bă, lași să schimbi lumea. Nu deci, trebuie să faci fapte mari. Nu trebuie să te duci să... Toată lumea e nu știu ce sfânt care să propovăduiască. Da. Apropo de chestia asta, știu că tu te ocupi de căței, nu că te ocupi, că ai un mare inimă pentru căței cu handicap. Da, mi se par și mai triști decât căței care sunt... Și... Să spun faza de la medicul veterinar, pentru că noi cum suntem... Cum se vede noi, de partea ce? Da, și după asta te întreb și niște chestii din veterinar. Deci vine cățelul paralizat și după aia se pune până la... Ce facem cu el? Și din nefericire noi avem o mare cruce și foarte grea în a decide. Noi suntem micul, nu spune Dumnezeu, dar micul... Pentru cățelul ăla, da, ești micul ăla Dumnezeu. Care decide... Să se facă așa. Eutanasia? Să se facă așa. Sau facem cât de greu e? Pentru că noi când am jurat să fim în slujba animalului. Nici nu știi ce e mai bine. Dar, revenind la chestia asta, nu e, trebuie să fim corecți și să spunem, nu se eutanasiază căței paralizați pentru că suferă, pentru că nu știu ce. Și pentru că nu are nimeni grijă de ei. Pentru că nu are, dragi prieteni, cineva, că nu există acel cineva care zice eu. Îl iau, dați-mi-l mie. Of, e așa de greu și asta... Și știi cât de greu este pentru medicul veterinar să spună e cineva care să se ocupe? Nu. Știu, dar cu atât... Dar și aici e o discuție mai amplă și cred că e foarte greu să-ți asumi o astfel de răspuns. În epoca asta modernă, în perioada asta în care toți alergăm... Gândește că nu mai sunt părinți care nu mai au grijă de propriul lor copii. Păi știu. Să ceri să aibă grijă de asta, eu cred că mai mult decât atât, mai bine decât atât, decât cineva care să spună eu... Am pune mână de la mână și am face un loc ușor pentru ei, în care să aibă medic, în care să aibă condiții, în care să aibă spațiu, pentru că e greu să ai... Am fost la adăpostul Speranța, unde am văzut cei 7-8 copii. Mă rog, căței paraplegici, care au nevoie de foarte multă îngrijire. Au nevoie să fie spălați altfel. În continuu. În continuu, pentru că, mă rog, fac pe ei și mai departe. Au nevoie de fizioterapie. Au nevoie să fie în apă ca musculatura lor... Să se dea o șansă. Să nu se atrofieze. Au nevoie ca cineva să-i plimbe cu căruciorul, nu foarte mult, dar nici foarte puțin, pentru că ei obosesc foarte repede. Nu poți să te compui, adică nu e ca nu-l scoți afară acum sau nu, așa, lasă că cățelul meu, măcar dacă are 4 picioare, dai drumul, pleacă singur, se duce, vine, se întoarce, nu contează. Dar un cățel ăsta chiar necesită timp. Necesită timp și se pot face, eu m-am gândit într-o seară când nu dormeam așa, mă gândeam, da, dacă am face un program pentru bătrâni. Pentru bătrâni să faci o subvenție pentru ei, să iau un cățel în plasament, că și așa sunt singuri, și să aibă grijă de acel cățel și să le dai o sumă de bani pe lună pentru întreținerea acelui cățel și pentru grija pe care o au. Dar cel mai bun, eu cred că ar fi să punem mâna de la mână, să facem un spital pentru ei. Trebuie niște centre speciale. Exact. Trebuie niște centre speciale și trebuie... Ce se întâmplă? Eu mereu am fost
fascinat de condiția medicului veterinar. Medicul veterinar trebuie să intre în societate, trebuie să fie considerat parte integrantă a mecanismului ăsta care se cheamă viața cotidiană. Că toată lumea spune, a, mergem la medicul veterinar, nu știu ce, ăla nu știu ce a făcut. Oameni, trebuie animalele, trebuie puse pe un loc acolo, lângă inima noastră. Câinele meu și pisicile mele au medicul lor veterinar care vine la domiciliu, de când s-au născut, de când le-au sterilizat, adică același medic veterinar păstrat știe ca la om, adică are dosarul lor acolo, fiecare animal cu ce boli, istoricul bolilor, îl cunoaște, știe, dacă îi zic, uite, mi se pare că azi a dormit mai mult decât așa, imediat spune, ok, dar cum, e, da, face parte din viața noastră. Vreau să, dacă îți vine minte acum, un câine sau o pisică dintr-o piesă, păi dintr-o, dintr-o eu piesă m-am lansat. De teatru. Eu m-am lansat în București cu primul meu rol mare, care a fost primul, a fost altul, Puc, din, dar primul rol mare pe care l-am avut în Național, în Teatrul Național, a fost Șaric, un cățel abandonat, un cățel al străzii. E după novela lui Bulgakov, Inimă de câine, așa se și cheamă, Inimă de câine, era un spectacol foarte frumos, făcut de Iura Cordonski, și era o poveste foarte interesantă, era o parabolă, o metaforă, în care un cățel al străzii era luat de pe stradă și îi se punea o inimă de om, era transformat în om și el devenea o mizerie de om, de unde era un câine care îi spunea, Doamne, dacă aș avea ce mânca, cum e să ai casă, cum e să stai la căldură, Doamne, dar aș mulțumi. Și când a fost transformat în om, a devenit un comunist înrăit care omora alți oameni, care omora pisicile, care omora câinii, și atunci au fost nevoiți să-l reducă din nou, să-i scoată inima și să-l lase câine, pentru că era mult mai bine. Era mult mai bine să fie câine. Eu așa am debutat, deci asta e Inimă de câine. Deci, o piesă pe care recomandau și pe care o recomandăm. Textul meu pe care îl făceam când începeam, înainte să încep spectacolul, când dai un spectacol normal, spui monologe, dar eu făceam numai... Hai, zic, gata, știu textul. Aveam și text, bineînțeles, dar că să-mi încălzești, să pară, mă rog, era foarte, nu mă ridicam de pe jos, simte că tata a fost la spectacol și l-am dat domnul Rebenciuc, cu care jucam în spectacol, îmi dădea lângă o masă, ei mâncau și la masă îmi dădeau pe jos niște pilaf și eu mâncam de pe jos și tata care a fost la spectacol, zic, da, chiar așa trebuia să mănânci de pe jos. Dar am încercat să fie cât mai apropiat de, aveam o doamnă în primul rând care a stat așa lângă, eu eram foarte aproape de public, se întâmpla la sala Amfiteatru și s-a distrus sala aia, dar erau două doamne care stau așa foarte spilcuite așa lângă mine și la un moment dat am auzit pe cea care s-a întors și a zis, măi, ce spectacol mai adus, mă, cam senzația că am luat și purici. Da. Multe întâmplări cu Inimă de câine. Și da, cu pisici? Da. Cu pisici n-am avut roluri de pisică. Acum fac un spectacol în care există și câinele și pisica și o să fie la Teatrul Bulandra un spectacol care se numește Pasăre Albastră. Ok, deci avem și cu păsări. Avem și cu pisici, avem și cu tot. Vis-a-vis de relația asta om-câine, crezi că mai avem încă șanse să reușim să trăim în pace cu căței și cu pisicile și cu natura? Cum vezi relația om, animal, natură peste 10 ani? Hai că peste 5, poate de prea. Eu cred că totuși ușor am început să ne civilizăm. Am cunoscut din ce în ce mai mulți oameni care și-au asumat nu știu, riscul, că nu e un risc. Și-au asumat să iau un cățel acasă, un cățel de pe stradă. Cunosc mulți cu prieteni care nu mai vor să ia câini de rasă, vor să salveze animale de pe stradă. Și cred că ușor scăpăm de mentalitatea asta bunicului, bunicii mele, de exemplu, pe care nu pot să o condamn, în care spune, dar ce caută câinele în casă? Sau e câine, lasă-l, dar dacă n-are un picior, ce? Lasă-l, dă-l încolo, că e un câine. Așa erau, așa au fost educația, adică trebuie educație, trebuie și în școli, din clasa a doua, a treia, aș începe să le vorbesc copilul despre relația asta de care povestești tu, despre relația om-animal-natură. Pentru că trebuie, e un soi de educație, să te învețe să respecti natura, să te învețe să respecti animalul, să te învețe să respecti, dar noi încă suntem, na, mâncăm, vine Paștele, adică a fost Paștele, iepa, mâncăm miei, abia așteptăm să-i tăiem, să-i mâncăm, na, suntem cum suntem. Problema este că cumva noi trebuie să fim cumpătați. Aici trebuie să fim cumpătați și suntem conștienți, cred că cu toții, sau mă rog majoritatea, că dacă nu ne vom pune la punct, nu ne vom regla raportul ăsta corect cu natura și cu animalele, omenirea se duce
Vreau la să vale, că nu prea mai avem multe șanse. Vezi și tu ce poluare e, vezi și tu, ce, vezi și tu cum mor pește prin ape, vezi și tu cum sunt plastic, cât plastic este în oceane. Nu mai plastic, nu mai plastic, mai mult plastic, e mai mult plastic decât pește. Deci cumva va trebui să facem, să dezvoltăm, să dezvoltăm, dar acum nu știu cum e, o să-ți povestesc. Spune-mi, nu vreau rog, să intru în politică. Te rog, dacă ai avea, dacă ai vrea să alegi într-o rasă de câine, da, în care să te transformi în câine, să devii o rasă de câine. Eu, sau da? Un fel de câine. Da. Ce, cum ar arăta câinele ăsta? Ce, ce tipar ar avea? Ce, cam cum, păi cum ar arăta câinele ăsta în care te, vrei tu să te transformi? Să te... Primul meu cățel pe care l-am avut la Iași și care, din păcate, a murit, era o cățelușă, se numea Maya și era un cocker spaniol. Ei, mie cocker ăștia spanioli, mi se par... Toată lumea spune că ei sunt foarte proști. Eu când am cumpărat câini, un coleg mi-a adus câini, le-am dat un leu, că la noi în Moldova există chestia asta, dacă iei ceva de la cineva fără să-i plătești, să dai un leu ca să treacă, mă rog, să fie sănătos, e un fel de botez. Bun, și mi s-a spus că cockerii sunt proști, dar mie mi se par, una, mi se par atât de frumoși, mi se par că au o libertate maximă, da, sunt neascultători. Sunt încăpățânați, sunt neascultători, sunt, dacă îl chem, adică țin minte că o strigam pe cățelușa mea pe care o chema Maya, da, Maya, Maya, și eu țin minte doar că se uita așa la mine și spunea, vină aici, și ea se uita așa, spunea, și pleca. Și mie îmi plăcea asta. Îmi plăcea pentru că era un câine foarte tandru. Asculta când voia, era un soi de pisică, de fapt, un fel de pisică într-un corp de câine. Și cred că asta aș alege eu să fiu. Dar mi-ar plăcea, recunosc, să fiu și câinele meu de acum, Luca, care e un câine luat de la, ce să vă zic, acest câine, spune-ne trebuie de să Luca, vă spun, trebuie să vă spun istoria asta, pentru că e foarte comică. Într-o seară ușor amețit de aburii alcoolului, am văzut un cățel în fața teatrului de comedie, un cățel atât micuț, care tot cădea în fund, încerca să se ridice și cădea în fund, încerca, și atunci m-am dus spre el, dar în timpul ăsta un domn de culoare, de o culoare, nu spui care, s-a, înaintea mea a intrat și a luat cățelul și a zis, da, îl vând. Păi zic, ce vinzi? Păi cățelul e al meu. Zic, tu te-mă de aici, tu n-am văzut că el era aici. Nu, l-am pus să facă pipi. Bine. Zic, cât îl vinzi? Păi e bișon maltez. Bravo, zic. Și cu cât? 4 milioane. Nu îți dau 4 milioane. 3 milioane. Nu îți dau 3 milioane. 2 milioane. Și zic, bine, dacă nu-i dau acum 2 milioane și dacă nu-l iau eu, o să-l arunce în primul tomberon și n-am făcut nimic. Am scos banii, i-am dat omului, am luat bișonul maltez, care bișon maltez creștea într-o zi, ca făt frumos, în 10, s-a făcut bișonul maltez atâta. Era un dita mai maidanezu, foarte frumos. Și mi-ar plăcea să fiu și Luca. Luca, câinele meu, e un câine foarte drăguț. În primul rând, e foarte ascultător. Are o problemă cu mușcatul și asta, nu știu cum, adică îi place să lingă tot timpul și să muște încet, dar așa, nu știu cum să dea, l-am fost și la dresaj, nu s-a... Probabil că ăsta e, așa câți e. Câți ani are Luca? 5 jumătate. 5 ani jumate. Mai greu să-i mai, mai scot. Nu-i mai scot din cap prostiile pe care le are, dar e un cățel foarte, foarte, foarte iubitor și foarte cu minte, ascultător, în banca lui, nu face nimic rău. E și un pic sălbatic, ceea ce mie îmi place, în sensul că nu e foarte sociabil. Mie îmi place așa, că și eu sunt, nici eu nu sunt un om foarte să mă duc să mă împrăști în mulțime. Deci seamănă, oricum eu cred că foarte tare stăpânii își educă în așa fel câinii încât câinii seamănă cu stăpânii. Categoric. Și ca față, și ca și caracterul începe să semene. Și să le spunem între spectatorul că pacienții noștri au cam, adică căței pisici, au cam aceeași patologie ca stăpânii. De ce? Pentru că același mod de viață. Da. Da. Ei, dacă să știi că am încercat să, ca Luca și pisicile să nu aibă același mod de viață. Adică, de exemplu, eu mănânc foarte prost și dezorganizat, cățelul meu nu mănâncă prost și nu mănâncă decât atunci când trebuie și nu mănâncă decât o masă pe zi și, deși tentația e mare să-i dau de toate din frigider, când mă vede mâncând, stă și se uită cu niște ochișori de îți vine să-i dai și o mână de-a ta, dar uite, cățelul meu nu. Și slavă Domnului, până la vârsta asta n-am avut cu el niciun fel de problemă și de sănătate dorim și nici nu-mi doresc, pentru că am avut înaintea lui Luca, am avut povestit toată viața mea cu Marius și animalele sale, se cheamă ediția asta, am avut un nu mai știu cum se cheamă rasa, mă rog, un cățel mic care a făcut parvoviroză și din păcate n-am reușit să-i depistăm boala la timp, pentru că și medicii ăștia veterinari, să știi că nu toți sunt buni, ca și medicii de oameni, nu toți sunt buni. E, și domnul ăla tot a zis că are o indigestie și am făcut pentru indigestie, cum se cheamă, perfuzii vreo 3 săptămâni
după care n-am mai... Trei săptămâni, două săptămâni a făcut și după aia când i-a găsit medicamentul ăla, am fost la medic și când i-a dat medicamentul, cam deja târziu. A fost prea târziu și mi-a murit în brațe și n-am să uit niciodată. Spune-mi ce nu-ți place la medici veterinari. Spune ce... Când intri așa la un cabinet, că presupun că ai văzut ceva cabinete la viața ta. Da. Ce nu-ți place, ce nu-ți place? După aia te întreb și ce-ți place. Nu-mi plac medicii foarte siguri pe ei care zic că dețin adevărul absolut. Îmi place ca medicul veterinar să-mi ofere siguranță, adică nici nu vreau să mă duc la unul care să vorbești. Da, să nu mă duc la unul care spune vai de mine oare ce are. Păi nu știu, că de-aia am venit, hai să vedem. Să vedem cum facem. Dar sunt și medici care nu acceptă niciun fel de sugestii, niciun fel de ca la oameni așa de asemănător. Asta nu-mi place. Nu-mi plac medicii care nu vor să fie deranjați, de exemplu, dacă e o urgență și e noapte și e medicul meu, adică ar trebui să reacționeze, na, ca așa. Dar mă rog, asta, dar să știi că eu n-am prea întâlnit medici veterinari proști. Să știi că eu am avut experiențe foarte, foarte bune, în afară de aia în care mi-am murit cățelul. În rest, să știi că am cunoscut medici foarte dedicați, foarte dedicați. Adică medicul meu veterinar, un om, Mihaela, un medic foarte... Și trebuie să ai, vezi, o intuiție aparte. Am fost cu Mihaela la medicul meu veterinar, vomita pisica, dar de o săptămână, după care iar nu mai vomita, iar vomita. Și la un moment dat ne-am dus, nu-i găseau să-i facem cu tub, să vedem în stomac, că are gastrită. Și la un moment dat ea a stat și a zis, ai o plantă în casă? Da. Ai. Ia uite-te mai atent. Ei, și m-am uitat și era roasă planta de către pisică. I-am mâncat și era o trăvitoare. Dar vezi, cădea bine. Da, trebuie să ai, adică un medic veterinar trebuie să știe foarte multe lucruri și despre viața clientului ei, adică despre viața mea, nu numai câinelui, chiar despre viața mea, ce obiceiuri am, ce principii am, cum îmi hrănesc câine, să mă învețe să hrănesc câine. Adică nu e numai că mă duc, îmi fac o injecție, nu mai vomită două zile, l-am rezolvat și așa mai departe. Spune-mi, când ai timp de... Ai pe Luca, da. Trei pisici. Două. Două pisici, deci trei ce, intuiești ceva? Nu, când ai timp de ele? Când le scoți noaptea? Le scoți afară? Le scoți în parc? Da, cu Luca e un câine foarte bun, ți-am zis, și când eu nu pot, pot să trimit pe cineva să plimbe, să-l plimbe și îl plimbă. Mare și el e foarte fericit, adică niciodată nu face... Îl scoți afară, el e fericit. Așa, pe Luca, cu Luca, plimbarea de dimineață și plimbarea de seară e sfântă. Doar când sunt plecat în turneu, nu sunt, dar în rest așa. Iar pisicile, din fericire, stau la curte și pisica, una din pisici adoră să iasă pe stradă și așa. Mi-e frică tot timpul, dar e o stradă destul de păzită, adică destul de așa și nu se pot întâmpla lucruri. Sper că ai pisicile sterilizate. Le-am sterilizat. Am toate animalele sterilizate. Am toate animalele vaccinate. Foarte. Am toate animalele deparazitate la timp. E foarte important. Așa, cățelul meu are zgardă, pentru antipurici, microchip, are microchip. Deci animalele mele chiar sunt și recomand. Scuze-mă că te întreb. Noi la emisiunea asta încercăm să le spunem oamenilor ABC-ul animaluțelor. Deci ABC-ul, vaccin, deparazitare, oamenii trebuie să înțeleagă. Deci ABCD-ul. Da. Nu, oamenii trebuie să înțeleagă că un animal e ca un copil pe care îl ai. Doar că nu vorbește. În rest, grija pe care trebuie să o ai e la fel de, e mare, la fel de mare. Și cum copilul ți-l vaccinezi, și cum copilul ți-l speli, și cum copilul ai grijă să doarmă, să fie sănătos, în același mod trebuie să te comporți și cu animalul. Și nu că mergi în parc și îl lași să meargă, să mănânce de pe unde vrea el, că un copil nu-l lași din mână și nu-l pierzi din ochi. Așa e și cu cățelul, adică nu-l lasă. Ți-ar plăcea să ai o caravană din asta, să mergi în turneu, să-ți iei căței și pisicile cu tine? Mi-ar plăcea foarte tare. Mi-ar plăcea foarte tare. De altfel plec cu cățelul, plec în vacanțe. Unde îți faci vacanță? Ba nu. Unde îți place în să România, mergi în vacanță? Cel mai tare în România îmi place să merg la Sinaia. Am niște prieteni unde mă duc și acolo pot să stau cu câinele și să bucură și Luca de natură și de asta că în București ai la cât natură ai. Cam asta, nu prea plec. N-am plecat cu câinele niciodată din țară, de exemplu. Am prieteni care pleacă cu câinele din țară și sunt foarte... Eu nu, încă n-am plecat cu cățelul din țară, mi-e frică cu avionul, nu știu, cu alea, trebuie să te informezi bine, trebuie să știi lucruri, dar poate odată o să am curaj. Da, în general nu se pleacă și cu avionul, de ce nu, dar în general se pleacă cu mașina, da. Nu, că am învățat în mașină, slavă Domnului, stă pe bancheta din spate, e atent, să uită. Dacă nu vomită, este da. O fericire? Nu mai vomită. Nu mai vomită, s-a obișnuit, nu mai vomită, acum e bine, da, a vomat la început. Când pleci în turneu așa și da. Stai, cam cât stai? O săptămână? Ei, nu, sunt turnee de o săptămână, sunt turnee de două zile, sunt turnee de două zile, mă duc și vin. Ți-a fost frică vreodată așa când te întorci acasă? Băi, dacă nu mă mai recunoaște câinele, crezi că...
Nu. Vreodată poate el nu, să... Nu, în primul rând că știm cu toții că prima dată, prima voce pe care o aude câinele nu o uită niciodată. Și mirosul pe care îl simte la primul stăpân nu o să-l uite niciodată. Nu, mă simt doar vinovat câteodată că nu-l scot destul și nu stau destul de mult cu el, pentru că dacă stai să te gândești bine, ei au o viață mult mai scurtă decât a noastră. Corect. În general, sperăm. Și că au atât de puțin timp. Și e păcat să-i lași să zacă pe o canapea sau să stea undeva fără să... Sau tu să fii acasă și să ai altă treabă și în perioadă să spui stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai jos, stai, măi, lasă-mă în pace, măi, dar nu... Și el să stea, el are 14-10 ani, cine știe cât are, nici nu vreau să spun, mă gândesc. Și atunci ar trebui ca anii ăștia să fie pentru el așa o chestie... Na, o sărbătoare dacă tot... O sărbătoare zilnică. Da, da, știi? Și mi-e ciudă când n-am timp tot timpul și că nu pot să... Când vine primăvara să stau, să-l plimb în parc, să meargă, să miroase iarba, să... Să se bucure de viață. Să se bucure, da, 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 da. Mai sunt puține zile, sâmbăta, duminica, când pot să ies sau să mergi cu el cu bicicleta pe undeva, să-l plimbi în afara orașului, să-l iei cu mașina, să te duci, să vină... Adică ador zilele alea în care mă duc cu Luca și stăm 4-5 ore, 6 ore afară și aleargă și se plictisește și el și... Obosește și nu mai vrea și eu îi spun, ba da, hai să alergăm că nu știu ce. Și când ajunge acasă, somnul ăla, somnul ăla când cade el mor de oboseală, și te culci și tu că, mă rog, așa cel mai bun medicament. E cel mai bun medicament. Păi le-am spus, am făcut și l-am dat și cel mai bun medicament. Și o postare pe Facebook, domne, să terminăm cu aspirina, să terminăm cu toate medicamentele astea, să ne... Hai să așa sau am pisica când doarme lângă tine și toarce... Într-o după amiază în care bate soarele afară sau nu, sau din contră, e frig afară. Sau iei o carte în mână și adormi cu pisica acolo, asta sunt. Noi suntem obișnuiți. Dar eu și dacă o văd, dacă le văd cum se întind pe acolo, zici că mă relaxez eu, mi se pare ceva fascinant. Oricum pisicele sunt fascinat de pisici. Adică mi se pare că au animalul perfect. Perfect, adică perfect. Felinele? Da. Ce-ți sare în ochi așa la o pisică? Eleganța, inteligența? Da, mi se pare că sunt discrete, mi se pare că își cunosc atât de bine interesul și se cunosc atât de bine pe ele și de ce au nevoie, adică stau pe căldură cât au nevoie, dorm cât au nevoie, mănâncă cât au nevoie. Mă rog, pisicile mele, nu știu cum sunt altele, dar cred că bănesc așa e. Ce să zic, nu știu, pe mine mă fascinează. Felinele. Știi că sunt oameni care nu le plac, eu n-am zis niciodată, zic, bă, nu-mi plac pisicile, de ce? Că sunt egoiste. Bravo, și omul e egoist. Dar apropo de asta, eu mereu spun oamenilor, domne, am cunoscut un domn, a venit cu câinii la vaccinat, ceva în genul ăsta, și domne, înainte, acum 3 ani, ce eram o brută. Eu recunoșteam omul. Eram o brută, ci că rupeam un cățel în două, nu mă interesa pe mine. Și s-a dus să ducă gunoiul și în gunoi acolo te rog mișca ceva. Și a găsit 3 căței, așa în pungă, abandonați de alt om. Și momentul ăla zice, am înnebunit, zice, m-am resetat 180 de grade. Și acum, când sunt eu plecat de acasă, mă uit să văd ce fac căței pe camere, ce și cum. Și că m-a transferat și acum, dacă văd pe cineva că împinge un cățel, nu știu cum, mă inflamez. Deci, Eu recomand ca părinții care au copii mici să nu se teamă de animale în casă, pentru că un animal îți responsabilizează copilul, face să fie atent, să fie altruist, să aibă grijă, să știe că există ceva lângă el care are nevoie. Un prieten adevărat. Care eu mai recomand, de exemplu, cuplurilor care sunt aproape de divorț sau sunt într-o situație, să-și ia un cățel. Pentru că, știi, de multe ori nu ne putem exprima sentimentele în fața persoanei direct, să-i spunem te iubesc sau am greșit sau mi-a fost dor de tine sau îmi pare rău. Și atunci, prin intermediul cățelului, amândoi partenerii pot comunica mai ușor dacă comunică cu animalul și atunci cumva descoperi latura sensibilă, latura comunicativă, la tandrețea, la partener prin chestia asta. Și sinceritate. Și sinceritatea, da. E foarte... Există terapie prin... Cu căței? Da, bineînțeles, terapie cu căței. Că terapie de cuplu? Nu știu de cuplu, dar pentru copii cu sindrom Down sau pentru copii care au probleme, unele probleme, un cățel e... Mulțumesc de idee, chiar acum mă gândeam, să fac la un dat o emisiune cu povești în care căței au schimbat viața radical.
dar da. Radical. Și mi s-a întâmplat mie, cu un cățel, 6-7 ani, o doamnă care adoptase de la adăpost, că e foarte important asta cu adăpostul, mă doare. Da. Când oamenii ignoră, că nu spui, nu cumpăra, nu niciodată, mă rog, dar ia în considerare să dai pe la adăpost, să... Da, să vezi dacă nu găsești acolo un prieten. Acolo, Și imposibil, dacă vrei un câine, să nu găsești un câine la adăpost. Este exclus. De exemplu, la adăpostul Speranța, ăsta unde merg eu mai des și unde sunt și oameni extraordinari și sunt 600 de câini abandonați, culeși de, prin, de pe câmpuri, unde au fost bătut. Știi și tu, dar fiecare cu povestea lui. Acolo este imposibil să nu găsești un imposibil. Cățel. Și spuneam, doamna a adoptat un câine de la adăpost și avea copilul, doamne, avea 11 ani. Nu vorbea, era un copil, mă rog, autism, când spunem autism, așa... Nu, era un copil diferit. Diferit. Ușor mai... Da. După 3 ani, copilul a început să vorbească. No. Doamna a venit cu lacrimi în ochi. Plângeam și eu. Și de asta spun că medicii veterinari captează, primesc și informație extra față de ce ne spune că are cățelul, că îl doare lăbuța. Noi aflăm și povestea. Bineînțeles, și e și indicat să știi povestea familiei în care se află, pentru că ca și la copii, când ai un elev în clasa a întâia, trebuie să știi din ce familie, ce probleme are acasă, cum e mama, cum e tata, psihologia, bineînțeles, că degeaba îl ceri pe copil că nu e atent. Păi, dar poate nu e atent că mama lui vine noaptea, nu doarme cum trebuie, poate că e abuzat, poate că e habar n-ai, trebuie să fii foarte atent, nu mai e ca pe timpul nostru, că bine, asta cu căței n-a fost niciodată. Eu nu mi-amintesc, sincer, stau să mă gândesc dacă pe timpul copilăriei mele, asta însemnând anii 80, cred, nu? M-am născut în 78, deci undeva prin 85, 89, poftim, nu mi-amintesc foarte multe familii cu câini. Eram slab reprezentați. Nu eram slab, eram aproape, pentru noi cățelul trebuia să stea afară și pisica și cățelul trebuiau afară, adică nu era că... Am să spun o poveste din familia mea. Așa. S-a născut copilul și avea 900 de grame prematur. Chipeți un copil la țară de 900 de grame. Ce incubatoare, ce nu știu. E, și bunica dădea pisica afară să nu mănânce copilul. În imaginația bunicii, da. Da, credea că pisica o să mănânce copilul. Da, 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 ceea da. Ce nu, niciodată nu da, și noi am la... fost, noi așa am fost amenințați când eram mici. Când te dau de mâncare la câine. Da. Sau te vezi că te mănâncă pisica. Da, ceea ce trebuie să schimbăm chestia asta. E o greșeală, ca să da. Nu spun o prostie. Și mai avem chestia asta, că noi ne abandonăm. Dom'le, noi avem chestia asta cu abandonarea cățeilor. Nebunim. Aurelian, noi ne abandonăm copiii. Ce vrei să ceri de la un popor care își abandonează copiii? Dar vreau rămite. Să cer să nu-și mai abandoneze copiii, să nu se mai abandoneze nici câinii. Sigur, dar și asta, nici pe ei însi. Dar pentru asta, repet, ne întoarcem în clasa a doua și începem să avem, să ne preocupe lucrul ăsta și începem să avem cursuri pentru elevi de responsabilizare în care să le se explice de viață, ce că viața viața e un dar și că viața trebuie protejată și îngrijită și că oricine răsuflă pe pământul ăsta are dreptul la viață și că nimeni din lumea asta nu poate să ia dreptul unui copil sau a unui animal. Deci asta vrem să gândim. Dar asta, repet, e foarte complicat. Noi ar trebui să ne implicăm, noi ar trebui să ne implicăm toți în programe de educare. Suferim de lipsă de educație, da. Nu la modul educației aia... Nu, că nu stai cu coatele pe masă când mănânci și nu trebuie să sorbi din fală din linguriță. Și mai am o treabă cu educația. Eu am terminat cu să mai cer pe oameni, cum spuneai și tu, nu-i mai cer, le spun, oameni buni, reconsiderați, dacă ați fi în locul ăstuia cu patru picioare, v-ar plăcea să vă lase unul pe marginea drumului, că și de Paște anul trecut, Marius, am găsit un cățel pe marginea drumului și nu-ți povestesc că la nu înțelegea ce vreau eu să-i fac. M-am dus după el în pădure, el dădea să mă muște și m-am pus în patru labere. Asta e adevărul. Dă-i cu lugu-lugu și l-am prins și acum stă pe o canapea, da. Nu știu ce. Deci, dom'le, nu pot să-mi concep. Cum să-l lași pe marginea drumului? Dragi telespectatori, nu se poate așa ceva. E peste... Nu orice există, putință de închipuie. În pădure, noi avem chestia asta, în pădure. Păi în pădure, de ce? Pentru că de ce ca să nu le vadă lumea. Ne e rușine de ce facem, da, bineînțeles că ți-e rușine și atunci sigur că în pădure. Și dragi părinți care mergeți cu copiii prin parc, când vedeți un copil, un câine care e în lesă, deci nu e un cățel liber, e în lesă, nu mai spuneți copiilor stai mici, departe. Nu, da, ai grijă, nu te, vezi că te mușcă, ai grijă, asta, că dacă e în lesă, nu se întâmplă nimic.
lăsați copilul să... Să se apropie. Să se apropie, sau dacă nu se apropie, să explicați cum trebuie. E un cățel, acum tu ești mic, dar ușurel, că așa vorbește. Exact, adică e iarăși educație și în România și peste tot. Și asta, faza cu cățelul, să nu se repeadă cățelul, asta e și la oameni, și cu oameni, tot așa. Da. Ușor, te apropii, discuți, deschizi un dialog, nu te repezi în om. Da, da. Știi foarte bine ce se întâmplă. Dar cu teatru, ai vreun proiect în care o să ai și animale pe scenă? Există la Teatrul Național, în momentul ăsta se joacă un spectacol care se numește Poveste cu un cățel la miezul nopții, cred că, nu-mi dau seama dacă așa se numește, o să mă uit pe așa, în care la jumătatea spectacolului, spre final, apărea un cățel viu. Aveam un cățel viu în spectacol, există, nu joc eu, dar colegii mei. E, mai nou, Teatrul Național a dezvoltat lucrul ăsta și a mers mai departe și fiecare cățel i-a dus special câte un cățel pe spectacol de la adăpost. Ca să fie ca acel cățel promenat. Să fie văzut de spectatori și din sală, până acum, s-au înfiat căței. Cred se că pare extraordinar. Pe planetă. Și spectacolul ăsta e despre un copil cu probleme, autist, care avea un cățel. Deci, uite, asta așa se leagă și s-a dezvoltat. Sunt multe spectacole care s-au făcut. A făcut Mihai Rădescu un spectacol foarte frumos la Green Hours. Apropo de spectacolul care se cheamă Confesiunile unui câine. E bine, am dus spectacolul ăsta în mediul rural. Uh-huh. Eu, împreună cu proiectul social pe care îl dezvolt și așa, am dus proiectul ăsta la Căminul Cultural și Îndrelița. Nu-ți poți imagina ce a ieșit acolo. Deci a ieșit o nebunie. Da. Dar am dus spectacolul acesta, ne-am zbătut să ducem în mediul rural. Cred că e prima piesă de teatru, adevărat, care se joacă în mediul rural. Mm. Oamenii au nevoie, dar au și, cred că au dreptul să vadă teatru, să vadă actori, să vadă că... În localitățile... Peste tot. Categorii, știi că pe timpuri oamenii mergeau, actorii mergeau în turnee cu lunile aproape, cu două luni mergeau în toate satele din împrejurimile marilor orașe, dormeau în tren, actorii, acum nu mai e caz, s-ar putea dormi și într-un hotel sau așa, și da, ajungeau în multe sate, din păcate foarte greu acum cu finanțarea și cum toată lumea trage de timpul pe care îl are, nimeni nu prea mai e dispus să facă lucruri, foarte greu să fii darnic în perioada asta. Of, ce facem noi cu... Dar oricum românii sunt, oricum am dat-o, un popor generos. Poate că într-o măsură discutabilă, dar noi nu suntem un popor din ăsta. Aoleu, acum depinde ce informații ai, depinde pe unde te învârși, depinde în ce... M-am dus noi cu proiectul social, ne-am văzut toată țara, Sighetul Marmației, Botoșani, Timișoara, Herculane, nu știu ce. Să știi că oamenii, noi, când ne ducem noi cu proiectul social, cu sterilizările gratuite și așa, pe la eșelnița. Vreau să fac o pauză pentru că o să uit. Și foarte important. Am o vecină. Bravo. Am o vecină care are 10 pisici. Până aici e foarte frumos. Doar că doamna nu vrea să sterilizeze nicio pisică, Aurelian. Suntem terorizați toți de pe stradă. Pentru că această doamnă, îți dai seama cum se intre pisicile în călduri. E o nebunie. Bombă pisicească. Exact. Și eu nu știu cum să o conving pe această doamnă. M-am gândit să iau câte una în fiecare zi, să o duc repede, dar nu poți. Adică e dreptul femeii, poate să... Plus că nu... Și dă-mi un sfat, ia să vedem. Că ca mine sunt... Știi? Și asta e... Și iubitorii de animale. E foarte frumos să fii iubitor de animale, dar e foarte frumos să nu exagerezi. Pici în extremă. Exact. Ne întâlnim. Că e foarte complicat într-un bloc, într-un apartament, să ai 50 de câini. Și să spui că tu ești iubitor de animale și că ceilalți oameni sunt niște... Nu e. Se cheamă... În englezește, pe românește este, termenul este de colecționar de animale. Așa. Adun. Îți vine. Adevărul este că îți vine. Când vezi atâția, îți vine. Bă, l-aș lua și pe ăsta. Dar bun, ce fac eu cu această vecină? Cu vecina ai decât o singură soluție. Să o convingi. Nu pot. Nu se poate. Nu știu. Încă nu avem dezvoltat cadrul legal. N-avem. Apropo de cadrul legal. Asta trebuie neapărat inventată. Poliția animalelor, tribunalul animalelor. Eu sunt cu tribunalul animalelor. Da, trebuie inventat obligatoriu asta. Obligatoriu. Da.
Nenorocirea face că... Și dacă ai nevoie vreodată de ajutorul nostru al actorilor... Păi eu sunt cu Tribunalul Animalelor, am deschis o petiție. Păi lasă petiția, hai să mergem mai departe, să mergem la... Păi avem, îți povestesc după emisiune ce și cum. Discuția este așa, ori cu ajutor psihologic, nu știu ce fel de psiholog o să fie ăla care să convingă, ăla e premiul Nobel pentru psihologie, da. Pentru că noi, medicii veterinari, avem, cum spuneam de proiectul social, eu m-am dus la doamna, cred că o cheamă doamna Marin, care are foarte mulți câini, m-am dus la doamnă, avem sterilizări gratuit. Bă, e cam cald. Vine toamnă, la toamnă. Vin la toamnă. Doamne, e iarnă, e frig. Și că, doamne, e cam frig. Să vină primăvara. De patru ori m-am dus la doamnă. Și până la mai reușit. N-am reușit. N-ai reușit. N-am reușit până la urmă. N-am reușit pentru că doamna suferă de acest sindrom de atașament excesiv, care este un sindrom foarte grav și foarte rău. A, deci asta e de vindecat la medic. De vindecat la medic. E de caz de psihiatrie. Aici trebuie să fii, dacă nu se întâmplă cu vocea bună, trebuie să apelezi la lege, că n-ai cum să faci. Nu avem încă un cadru legal și ne trebuie cadru legal să intervenim acolo, să doamna să fie obligată. Vorbim de niște lucruri destul de dure când, da. Știi, nu e da. Simplu. Nu, dar de-aia aș miza pe un psiholog din ăsta specializat și atenție, Colegiul Psihologilor. Oameni buni, există vreunii care vor să facă... Există nișa asta. Atenție, există nișa asta este care... Este ceva fabulos, nișa asta, a oamenilor care... Că psihologii ăștia ar vindeca și pe doamna și ne-ar ajuta pe noi ăștia care vrem să ajutăm animalele să putem să ajutăm. Că de cele mai multe ori vrei să ajuți... Știi că în străinătate există. Există, sigur că da. Noi trebuie să mergem înainte. Da, pașii mici. Nu știu dacă o să mai prindem noi, dar... Ba, o să prindem. O să prindem pentru că noi mergem cu niște pași repezi. Uite-te 10 ani în urmă, cu 10 ani în urmă când am început eu să fac proiectul social, păi da, oamenii nu știau cu ce să, ce e aia sterilizare. M-a întrebat un primar odată, zice, domne, cu ce sterilizați, cu clor? Da. Stați un pic, noi vorbim de sterilizarea suprafețelor de la cantină. Deci vorbim de o operație. A, domne, asta era primar. Nu știu dacă mai trăi săracul om, era prin gorj pe undeva. Zice, domne, a, da, am înțeles, da. Da, iarăși, educație. Educație. Da. Dar acum eu știu că tu probabil că ai mai spus de proiectul cu 10 lei. Tot cred că ai povestit în emisiunile tale. Nu prea am spus în emisiune. Eu aș vrea să povestesc. Eu aș vrea să povestesc un pic pentru că e un public care probabil se uită publicul și aș vrea să facem păi, un pic. Proiectul ăsta social se bazează pe oameni. Așa. Se bazează pe oameni care doresc să participe, să co-participe, dacă vreți. Dacă vrei, la un proiect social care se duce către animalele și către oamenii care sunt în dificultate. Avem niște povești de viață de nu-ți poți imagina. Mamă care a strâns și-a niște bani să își ducă copilul la doctor cu diverse probleme și a căzut pisica de la etaj cu multiple fracturi și atunci se pune problema. Ce fac cu bănuții din casă? Da, duc copilul. Îi dau la doctor sau duc copilul? Îi dau la doctor veterinar sau duc copilul la... la specialistul respectiv care se află nu știu unde, în ce spital din străinătate sau nu știu de unde. Și atunci intervin, sigur, hai să fim serioși. Îți duci copilul la doctor. Duci copilul la doctor, te doare inima, da. Nu se poate. Da. Și pisica ce face cu pisica? Aici intervine proiectul social de tipul celui pe care l-am inițiat noi, care se cheamă Homeless Animal Hospital și tratăm pisica. Am avut pisica asta 5 săptămâni în spital. Și a revenit. Da, este funcțională. E și pisica copilului. Venise doamna cu o lacrimă și că, doamne, pisica copilului, întreabă zine. De-aia spun că cine ajută animalele, ajută și oamenii. Nu există. Bineînțeles, e o interdependență. Alt caz, soția în spital, născut, nu știu ce, cu copilul cu probleme, cățelul a ieșit pe stradă și l-a lovit mașina. Da. Ce facem? Când vine soția acasă, mai găsește cățelul? Sau... îl eutanasiem, că nu putem să tratăm. Povești de viață adevărate. Cățel găsit pe ulițele satului românesc, paralizat, așa, care, atenție, a fost dat afară de către persoana pe care l-avea, pentru că ea credea că îi dă o boală copilului dumneai. Da, da, da. Și atunci am găsit și o să te duc și la adăpostul de căței paralizați. Există așa ceva. Există un adăpost de căței paralizați? Da. Numai de căței paralizați? Numai de căței paralizați. O doamnă care se interesează și se îngrijește, atenție, de căței paralizați. O să-ți povestesc. Și câți
că ți-e părere? Are, cred că, 30, nu știu. Și are medici care vin acolo să... Nu are medici, săracă, se duce la medici. Nu cred. Ba da, o să-ți povestesc. Există și așa ceva, atenție. Da. Deci e o doamnă care, pe care și noi am susținut-o. E drept. Poate că puțin, dar am susținut-o. Oricum, Aurel, eu cred că singura șansă în momentul ăsta în țara noastră este ca până să așteptăm să se facă ceva pentru animalele astea, până să așteptăm să facă guvernul ceva, să facă statul ceva. Nu, trebuie să facem. Cred că trebuie să facem noi și, repet, trebuie să facem și pentru oameni și pentru animale. Păi nu se poate separa. Adică trebuie să înțelegem că suntem singura șansă a noastră. Noi suntem singura șansă a noastră. Știi, spui că, sigur că, și nimeni nu cere de la oameni săraci să doneze sau... Mai există un lucru pe care noi nu l-am dezvoltat în România, Aurelian, și asta nu știu de ce, voluntariatul. Avem voluntariat. Avem voluntariat, dar nu-l avem atât de... Știi că în străinătate trebuie să ai ore de voluntariat ca să poți să mergi la facultate. Trebuie să ai ore de voluntariat ca să te angajezi. Trebuie să ai ore de voluntariat ca să poți să faci anumite lucruri în societate. Ca să arăți că îți pasă de... Exact, de societate. Noi nu avem asta. Ori asta ar trebui reglementat, voluntariatul, pentru că e un lucru care pentru tineri ar fi excepțional. Să știi că există o formă de... Eu nu vreau să fiu avocatul nimănui, dar există... Da. O formă de reglementare, există legea voluntariatului. Așa. Care stipulează în ce condiții poți să încadrezi un voluntar. Că, dar partea de recunoaștere și de, dacă vrei, de implicare a acestei activități în societate, cum spuneai și tu, noi la spital nu angajăm niciun fel de doctor dacă nu ne arată, dovedește, așa, că are o înclinație către partea socială, umană, da, umană, să fie empatic. Păi nu se poate tu să fii Dumnezeul doctorilor dacă tu nu ai, degeaba ai diplomă. Băi, nene, am înțeles cu diploma. Ești un foarte bun specialist, ești un super șmecher, numai că pe noi ne interesează să ai și acel ceva. Pentru că... Da. Dar câți medici aveți în spital? Vorbim de un spital care e la 10 km de București. Noi în spital, la momentul ăsta, avem 7. 7 medici. 7 medici și vrem să avem 10. Dar urmează să avem 10, că nu putem să avem 10 la momentul ăsta. Deci, apropo de medici, n-ar fi bine ca medicul care te vede la inimă să fie un medic empatic? Ba, categoric. Așa, da, ca să nu se uite la tine ca la un, radiografie din aia rece și alb și negru. Da. Bun. Spune, apropo, spune-mi despre experiența din... Ce probleme de sănătate au avut cățelul tău și pisicile și așa? Păi în afară de parvoviroza aia pe care a avut-o Oscar, că așa îl chema, de care s-a prăpădit, Luca n-a avut până acum, n-a avut niciodată nimic. Dar ce te-a impresionat din poveștile cu animale? Dă-mi un caz așa, din viața ta, un caz cu animale, pentru că ești foarte implicat cu animaluțele. Dă-mi un caz care ți-a mers la suflet. Eu m-am îndrăgostit, eu n-am știut că există câini paraplegici, adică cumva deci credeam că pentru că mi se părea că pe ăștia toată lumea aruncă, îi aruncă. Nu credeam că cineva are delicatețea și grija să meargă până încât să ia și să-i salveze și să-i crească în continuare 7, 8, 9 ani de zile. 10 ani, 15 ani, mai așa. Și am fost foarte impresionat când am fost la Postul Speranța de... Zic bine Adăpostul Speranța, să nu greșesc. Da. Așa se cheamă. Da, așa se cheamă, da. De Florica, cred că o cheamă, nu? Floricica, cred că o cheamă. Cățelușă care m-am îndrăgostit de ea, am vrut să o iau acasă și m-am gândit că îi fac un rău pentru că trebuie să ai grijă. Vezi, trebuie să ai grijă. De-aia zic, știi, e ușor, nu e ușor să-ți asumi o astfel de responsabilitate. Și eu zic că mai bine contribuim cu toții să facem un centru pentru ei, pentru căței, uite cum e doamna care are 30 de căței, poate o ajutăm pe ea să dezvolte mai departe, poate ne implicăm în felul ăsta. Căței mei și pisicile, în afară de o travă din casă pe care eu singur le-am dat-o prin flori, trebuie să vă interesați când vă luați flori, să vă interesați ce flori vă luați, pentru că abia acum am aflat și eu că există chestia asta. Florile pot fi foarte periculoase. Și am avut o colegă care a primit flori la teatru, le-a pus în vază și dimineața și-a găsit. Da, dimineața și-a găsit motanul mort. Nu pot să cred. Da, erau cale, flori sau ceva, crin, cred că. Sau, cred crin. Că erau și alergici, săracu pisic. Habar n-am, dar a murit. Dimineața l-a găsit mort. Deci aveți mare grijă că e complicat. E nenorocire. De rest am avut noroc. N-am avut noroc că n-a fost cazul de nicio boală la... Nici nu-ți doresc. Am o pisică neagră. Care imediat după operația de sterilizare a trebuit să plec de acasă într-un turneu de vreo două zile. Am lăsat-o singură, venea cineva să dea de mâncare
Și vreau să spun că ea n-a uitat nici până în ziua de azi. De atunci a obținut un caracter ușor agresiv. Pentru că în durerea aia pe care le avea, n-a fost nimeni cu ea atunci. Era nevoie. E nevoie. E nevoie. Da, și îmi pare foarte rău că... Bine, între timp, acum au trecut vreo 6-7 ani, e foarte bine, s-a mai îmblânzit, adică s-a liniștit cu povestea aia, dar tot mai are din când în când vezi că iese... Vezi că la oameni. La mâncare... Nu, la tine, când vrei să o mângâi. Când vrei să o mângâi? Dar te las să o mângâi și te-o face... Și nu știi de unde vine. Dar de atunci a început. E felul ei de a spune, gata. Dar de atunci nu făcea, nu era, n-avea. Dar eu am simțit în momentul ăla că m-am întors, că am găsit acasă altă pisică. Există și așa ceva. Și am putut spune că sunt nebun, se poate și asta e o variantă. Mi-a luat pastilele. E o variantă plauzibilă și asta, sigur. Nu ești nebun. Nu ești nebun. Nu, dar am simțit efectiv că în ea s-a legătura dintre mine și ea s-a rupt într-un fel. Spune-mi, în afară de căței și pisici, ce alt animal îți este la inimă? Am avut pești, am avut iepure, pe care l-am pierdut în parc. Nu pot să. Ba da, mi-a furat cineva într-un parc. Mi-a furat iepurile de la plimbare, le-am scos în parc și mi-au furat. Dacă trebuia să scoți în lesă. Acum să mă văd și cu un cățel cu iepurile în lesă. Păi ce, nu există și am văzut o doamnă cu capra în lesă. Dar bine, acum suntem mulți nebuni pe fața pământului, nu sunt numai unii. Ce să mai, trebuie să te invităm... îmi plac miei, îmi plac, de asta mi-e așa de ciudă de sărbătoarea asta în care trebuie să sacrificăm animalele, dar mă rog, e o poveste lungă și nu merită. E o poveste lungă și tristă cu miei. O să mai discutăm în zilele viitoare. Am crescut la țară, acolo nu aveai cum, eram înconjurat de la vacă până la cal, până la porc, până la iepuri, aveam găini, aveam de toate în curte și eu am crescut cu animale foarte multe, foarte multe. Și nu era un peisaj așa de vis? Era frumos pentru că oamenii știau, bine și lucrurile erau cumva rânduite acolo, adică na. Erau totul, na, era o legătură foarte mare, da, pentru că țăranii aveau grijă de animalele lor până când nu mai aveau, ce să zic, că le țineau pentru sacrificiu. Și... Da, da, era o chestie, era un mod de viață. Era adică un mod de viață. Nu era o exploatare. Aici trebuie să facem un pic diferența. Una e că îți crești pentru tine, că așa era, să aibă omul în bătătură, și una e să exploatezi așa, să trimiți pe vapoare, să... Da, mă rog, iarăși e o discuție lungă. Mai avem câteva secunde. Dă-le un mesaj de spectatorilor. Ce vrei tu vis-a-vis de animale? Spune un mesaj. Uite, păi ce să le zic? Celor care au animale acasă, să le trăiască și să aibă în continuare grijă de animale și să le iubească așa cum le iubesc. Iar pentru cei care n-au încercat experiența, să riște și să-și asume, să aibă curajul să ia un animal acasă și o să li se schimbe viața într-un fel atât de frumos încât nici nu își imaginează. Un animal e o mică bijuterie în viața unui om. Îți mulțumim. Trebuie mai să ne repede. Știu, mai fac repede. Și dacă puteți dona, oriunde puteți dona pentru o cauză care ajută animalele, care ajută oameni, animali, oriunde, donați dacă vă puteți permite și dacă puteți face voluntariat. Dacă aveți puțin timp liber și vă prisosește, mergeți puțin într-un adăpost, interesați-vă, există atâtea locuri în care putem ajuta. Și dacă nu o facem noi, nu o face nimeni. Nu o face nimeni. Asta e clar. Asta a fost emisiunea, dragi prieteni, cu invitatul nostru, actorul Marius Manole, și îmi place să spun acest lucru, actor, pentru că e un cuvânt greu. Vă urăm sărbători fericite, Paște fericit. Noi ne vedem lunea viitoare de la ora 18 în direct, așa cum v-am obișnuit, și până atunci nu uitați să iubiți ca un animal. Și să nu uităm, Hristos a înviat. Hristos a înviat.